Bine ai venit din nou la Pagini de Lumină. Nu e așa că atunci când primești o veste bună, îți vine să strigi în gura mare și toată lumea să audă ceea ce ai tu de spus? Ce te faci însă atunci când exuberanța ta este primită cu un neplăcut oftat și o replică de genul și ce mă privește pe mine? Ieri am discutat despre faptul că fiecare creștin are datoria de a duce mai departe o anumită veste bună. Alături de mine se află Alin Ispas. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Cum te simți dacă atunci când tu dorești să transmiți o veste bună, ți se spune, ei și ce? Este parte din proces. Fie că vrem sau nu vrem, noi toți suntem vânzători. Suntem în această mare afacere, ca să zic așa, mare activitate de a vinde și de a cumpăra. Și vindem idei, vindem pasiunea pe care o avem și de cel mai multe ori asta vinde. Pasiunea și unii nu vor. Iar parte din procesul de a vinde, de a te vinde, de a te face plăcut și acceptat și agreat, este respingerea. Și Domnul Hristos a spus-o că oamenii nu vă vor primi, vă scuturați praful de pe picioare împotriva acelei cetăți, spune el, și veți pleca mai departe. Ar fi frumos să spui și să fii crezut pe loc. Din păcate, nu avem de luptat cu oameni, ci cu diavolul, care își folosește toată maestria sa și toată armata sa de diavol, de demoni, ca să țină cât mai mulți oameni departe de o viață calitativă și folosește diferite metode. Așa că ideea asta, ce mă privește pe mine, o auzim tot mai des și de regulă se aude din partea celor care o duc bine. Cât timp n-ai probleme, nu te privește nimic. Nu vrei să asculți prea mult la alții, îți trăiești viața ta. Când ai de necazuri, ai fi dispus nu mai repezi greșelile și să fii știut mai multe. Unii, nici când au necazuri, nu își mai dau seama, dar mulți spun, mă, dacă aș fi luat aminte. Va veni o vreme când mulți oameni vor spune, trebuia să iau aminte la o bunică care m-a învățat din Biblie, fie că era creștină, practicant, fie că era tradițională, sau era bine să fii ascultat mai mult la o emisiune, chiar TV, sau să fi citit cartea aia pe care mi-a dat-o un prieten, sau să fi ascultat un coleg de muncă ce avea o viață morală și mă împiedica să fur și să mă asociez cu cei care mi-au distrus până la urmă existența. Vor veni astfel de momente, pentru că vreau să spun că Dumnezeu e bun și El în toate timpurile și în toate locurile din lume a avut oameni și s-a îngrijit și de asta și se amână atât de mult încheierea istoriei, spune Scriptura, pentru că El vrea ca niciunul să nu piară. Și El caută și El dă fiecărui om o șansă. Iar în funcție de șansa pe care ți-a dat-o, vei fi tras la răspundere. Uite, ți-am spus, ți-am arătat, ți-am dat de înțeles. Lângă tine, în cartierul tău, au fost deschise ușile unei biserici sau a fost postul de televiziune sau de radio. Și slavă lui Dumnezeu că trăim într-o țară liberă în care putem, democratic, să alegem. Să alegem ce facem cu viața noastră, fără să fim persecutați oficial. Că neoficial există discriminare și persecuție, începând cu familia până la facultăți, școli și așa mai departe. Hai să vedem de ce să ne intereseze și pe noi. Citesc acum din 2 Petru 3 cu 11 la 13. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Păi, întrebarea își găsește răspuns în ultima propoziție pe care ai citit-o. Ar trebui să ne privească pe fiecare dintre noi pentru că toți ne dorim lucruri noi. Pentru că stăm toți pe această planetă
care gâfâie și viața noastră și a copiilor noștri depinde de împlinirea promisiunii. Dacă am înțelege că Dumnezeu ne dă toată fericirea pe care ne poate da viața, cu siguranță că ne-am dorit. Problema e că nu înțelegem. Și diavolul este numit șarpele, cel vechi, balaurul și satana, cel care înșeală. Problema este înșelăciunea, păcălirea, minciuna. Și face asta fie prin mass media, care promovează prin filme, prin cărți, prin muzică, un stil de viață fără valori morale, considerând că asta este singura parte din istorie care e reală, viața asta, și trebuie să o trăiești, uitând că, de fapt, în felul ăsta aduci boala în viața ta, aduci distrugerea în viața ta, acceptând acest stil de viață dezorganizat, debusolat, că trebuie să trăiesc fericit dacă oricum nu e nimic dincolo. Nu există Dumnezeu, că nu-L văd. Toți ne dorim lucruri noi și toți ne dorim un pământ nou în care să locuiască dreptatea, în care să nu mai fie corupție. Uite, eu nu cunosc până acum încă niciun om, n-am cunoscut, care să fie afirmat, știi, mie îmi place așa de mult un stil de viață în care să fiu mințit și să mint, da, încât nu-mi trebuie altceva. Majoritatea oamenilor care fac parte dintr-o societate în care se promovează corupția, îți vor spune în mod direct sau indirect că ce fac că-s nevoiți. Adică pentru că și alții fac și pentru că altfel te ia de fraier și nu poți să reziști, trebuie să te descurci. Și te descurci folosind uneltele lor. Da. În felul acesta însă se promovează doar distrugerea acestei lumi, acestei planete, pentru că legile odată călcate ne pedepsesc. Ne pedepsesc. Și tot ce facem, spune în Romanii capitolul 8, apostolul Pavel, afectează natura și pământul, animalele, care de fapt sunt aici să ne bucure viața. Pământul acesta, odată exploatat din cauza corupției, pentru pofte și pentru interese egoiste, își va cere la un moment dat tribut. Da. Și va spune, nu mai pot să vă dau. Nu mai pot să vă dau apă curată, nu mai pot să vă dau aer curat, nu mai pot să vă dau hrană sănătoasă, pentru că voi nu respectați legile. Uite, mă întorc la un gând pe care l-am citit despre un tânăr. Un tânăr care se întâlnise cu vestea aceasta bună și voia să o transmită mamei sale. Și după ce a povestit mai mult despre Domnul Iisus Hristos, cum a venit pe pământ, a murit și a înviat, s-a înălțat pentru mântuirea tuturor oamenilor, inclusiv a acestei doamne, mama se uită plictisită la el și îi spune, și ce mă interesează? Ce faci tu, ca și creștin, ca și educător de vești bune, în fața unei astfel de atitudini? Cum să faci față, nu neapărat pentru binele tău, ci pentru binele celui de lângă tine? Să știi că un motiv pentru care oamenii nu au mai mult interes pentru problema aceasta este că ei nu văd cum ar putea să influențeze discuția asta astăzi. În viața lor practic. Exact cum ascultam astăzi, nu are relevanță cu valorile lor. Și ar trebui mai degrabă, în loc să le spunem pur și simplu despre un sfârșit al lumii pentru care trebuie să se pregătească, adică să apelăm la teama lor, ar trebui să apelăm mai degrabă la ceea ce îi pasionează și să le spunem, n-ai vrea să faci asta o veșnicie fără să mori? Sigur, la început vor spune că e o prostie, dar ia spunem, dacă ar veni astăzi un om de știință sau un set de oameni de știință și ar spune, uite, am descoperit leacul pentru cancer, nu ne-am bucurat? Am descoperit leacul și pentru boala asta, nu ne-am bucurat? Adică de ce ne mai mergem la spital când suntem bolnavi sau când copilul e bolnav, dacă oricum nu credem și nu vrem să trăim? Deci vrem să trăim. Ei, la fel, când alegi problema asta a parusiei, a grăbirii parusiei, trăind o viață evlavioasă, după legile universale ale lui Dumnezeu, când faci asta și legii asta de valorile tale, atunci poți mult mai ușor să accepti. Și răspunsul nu va mai fi ce mă privește. Păi te privește. Pentru că tu nu vrei să nimerești într-un spital și să mori și într-un mormânt și asta e totul. Uite, poate nu întotdeauna cuvintele vor rezolva problema. Poate că într-o familie există unul care este credincios, este creștin, s-a lipit de Dumnezeu și de speranța revenirii sale,
și celălalt nu este. Care ar fi soluția acolo? Pentru că nu poți să vorbești, simți că te lovești de un zid. Care este soluția în așa fel încât persoana cealaltă ușor, ușor să asimileze această veste pe care uneori, tu vrei să-i oferi? Uneori ține de orgoliu. Oamenii nu vor să recunoască, oamenii nu vor să se schimbe, de multe ori nici hainele nu se le schimbă de pe ei, umblă din tot șifonierul cu aceleași haine fiecare zi sau la 2-3 zile. Cam asta, deci noi nu ne schimbăm, nu ne plac, majoritatea oamenilor nu se schimbă. Ei se așează confortabil și acolo trăiesc, nu ne place. Și lipsa de schimbare și refuzul de a accepta o viață schimbată, din perspectiva chiar și religioasă, are de-a face de multe ori cu căpoșenia și cu ambiția. Însă, soluția este să persiști în a avea o calitate. Vezi tu că aici e problema. Tu ca și creștin, dacă n-ai o calitate a vieții din ce în ce mai bună, și asta doar este. Te bazezi pe logoree și pe argumente teoretice, păi îl bazi la cap, pe las. Bă, uite ce scrie aici. Scrie, mă, dar nu mă convinge pe mine. Și atunci, ca să-l convingi, îmbunătățește calitatea vieții tale, fii cât mai atractiv pentru celălalt și cu siguranță va vrea, va cumpăra de la tine, dacă nu e dus cu pluta. Și sperăm să nu fie, că mulți oameni săraci nu mai au rațiune, pentru că ei trăiesc de pe o zi pe alta. Ei, bine, și nu stau să se gândească. Dumnezeu nu lasă în neștiință pe nimeni, sincer, cu siguranță. Nu. Cu siguranță, oricât de abătut de pe calea bună ar fi un om, tot va înțelege și va pricepe că acolo există ceva bun pentru el. Însă cred că singura variantă care stă în picioare, singura soluție în fața unui partener care nu vrea să îmbrățișeze crezul tău, este ca tu să ai o viață de calitate, să vadă că tu ești diferit. Da, nu știu dacă asta ar trebui să fie preocuparea, ca cineva să adopte crezul meu. Crezul meu, dacă e bun, își va dovedi valoarea singur prin a atrage pe ceilalți. Problema este aici. Și aș vrea să luăm textul puțin. Da. Este textul pe care l-am studiat la licență. Și iată, să observăm puțin sensul său. Fiindcă aceste lucruri au să se strice. Adică se referă la realitate. Că pământul, așa cum este el, nu va rezista, pentru că este afectat de păcat și e nevoie de o restaurare. Ei, pentru că ceea ce e vechi va trece, întrebarea este... Tu vei fi vechi și tu sau vei fi nou? Pentru că atâta timp cât trăiești, este posibilitatea să alegi. Să te asociezi cu răul sau să fii din altă lume. Da? Cum zicem noi, bă, omul ăsta vorbește altfel, arată altfel, se îmbracă altfel. E din altă lume, mă. E din altă țară. El nu e de aici. Când ești din altă lume cu inima, atunci îți formezi. Asta este pentru că ți-ai format și vrei să-ți formezi un caracter. Și întrebarea fundamentală este ce fel de oameni ar trebui să fii tu, tu care vezi corupția, nedreptatea, tu care vezi lumea care tot timpul se învârte în jurul acelorași, acelorași discuții. De mii de ani au fost, adică am citit, vreo 10-15 ani fără războaie pe planeta asta, așa, în istoria cunoscută. În rest, războaie după războaie. Tu care vezi accidente. Tu care vezi medici care poate își dau zelința, dar nu-i ajută sistemul. Sau vezi poate chiar și în alte tribunal nedreptăți. Vezi, ai văzut războaie, ai văzut oameni care au murit în lagăre, în închisori, persecuții, comunism. Vezi țări ca, știu eu, Siria, Coreea de Nord. Tu care vezi. Trebuie toate astea să te determine să-ți formezi caracterul. Eu cred că primul pas ar fi următor. Astăzi ascultam, în timp ce vedeam aici, o doamnă care era antrenor pentru schimbarea gândirii, cam așa ceva. Da. Și spunea dânsa, primul pas în a schimba ceva în viața ta este să îți identifici valorile. Valorile. Mi se pare mie că o mare problemă avem la capitolul acesta. Noi nu cunoaștem valorile după care trăim și nu le dăm crezare, de fapt. Da, asta spune aici. Deci, el zice așa, Petru, când tu vezi degradarea, gândește-te nu la ceea ce poți să faci, nu la ceea ce poți să ai să capezi, ci mai întâi gândește-te la ce poți să fii, la cine poți exact să fii tu. De ce e important? Pentru că dacă ești dintr-o altă lume, ți se dă șansa să creezi și să participi la conducerea acelei lumi noi. Așa spune Biblia, da? Vor fi împărați. Vor fi puși pe tronul lui Dumnezeu, cei care au fost neprihăniți. Și vor ajuta la
reconstruirea acestei planete, să zicem așa. Atunci, întrebarea fundamentală nu este când vine Domnul, ci exact. Cum mă va găsi. Exact. Și timpul acesta de har, de care vorbim, este un timp de construire a caracterului. Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Trăsăturile acestor oameni din lumea nouă sunt oameni care au o purtare sfântă și evlavioasă, care așteaptă și își doresc și grăbesc prin viața lor venirea acestei zile noi. Ce înseamnă? Așteptarea este ușor de înțeles, dar ce înseamnă să grăbească venirea Domnului Iisus? Ne imaginăm un război și noi înaintăm încă un pas în terenul inamicului, cu cât mai punem încă o cărămidă la formarea caracterului nostru. Pentru că observăm, oamenii sfinți n-au rămas pe planeta asta. Moise n-a intrat în Canaan, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a luat în cer. Ilie, un mare profet, care reprezintă două mari categorii de oameni. Cei care vor muri, ca așa îngăduie Dumnezeu, o boală, un necaz, dar vor fi înviați, și cei care nu vor muri. Automat și Enoch. Dar automat Dumnezeu vede că lumea asta nu e pentru tine. Și te face să intri într-o altă stare, chiar dacă ești pe lumea asta, îți dă pacea în suflet și îți dă bucuria în suflet și te binecuvintează, sau alege să te treacă la odihnă, dacă așa crede, și pentru tine e ca un somn, sau sunt cazuri în Biblie, am citit, de oameni care au fost luat la cer. Noi nu vorbim despre răpire, cum se vorbește de către unii teologi, care interpretează destul de tendențios anumite versete din Biblie, ci vorbim despre venirea Domnului vizibilă, moment la care nu se mai poate lucra la construirea caracterului. Deci până atunci se poate lucra. Iar practic grăbirea asta înseamnă, cu cât îmi formez mai repede caracterul, cu atât îi ajut și pe ceilalți și atunci Domnul poate să vină, pentru că are o echipă de oameni formați. Îmi place foarte mult că lucrurile sunt așa de simple, în așa fel încât le poate înțelege oricine. Aștept, dar nu aștept pasiv. Nu-mi trăiesc viața aceasta doar pentru că mi-a fost dată și mă las consumat de viață. Datoria mea este să-mi construiesc caracterul și dacă pot astăzi să fiu puțin mai bun decât ieri, mi-am făcut datoria în vederea grăbirii, venirii Domnului Iisus și al înnoirii pământului, de fapt, că aceasta este problema. Da. A eliminării păcatului de pe pământ. Ei bine, de multe ori noi ne punem întrebarea, cât mai lasă Dumnezeu răul pe pământ? Da, cât mai tolerează? O privim din punct de vedere strict egoist. Am eu o problemă și vreau să se facă dreptate. Bine, și chiar dacă nu e egoist, uite, eu, pe mine cel puțin mă doare faptul că sunt atâția copii care suferă de foame. Nu mă doare în mod personal, pentru că nu am o problemă acum, mă doare pentru aceea. E o ocazie. Dacă vezi că suferă de foame, avem oportunitatea să facem ceva. Și Dumnezeu lasă timpul și istoria să se deruleze tocmai pentru că vrea să descopere în fața Universului caracterul său prin credincioșii săi. Practic, creștinii sunt purtătorii de mesaj din partea lui Dumnezeu către lume. Așa cum ne purtăm noi, așa se poartă Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul pe care îl iubim, pe care îl slujim și pe care nu vrem să-l trădăm. Ori Universul întreg trebuie să vadă cum tratează Dumnezeu problema păcatului. De asta se și îngăduie atât de mult, ca să nu mai existe nicio urmă de îndoială că Dumnezeu ar fi ceea ce spune diavolul, că este egoist, abuziv și el nu vrea să fim fericiți. Și ăsta e motivul pentru care Petru ne spune să construim un caracter care să-i facă onoare lui Dumnezeu, pentru că purtăm numele Său, suntem copiii Săi. Și cu cât îi facem onoare mai repede, cu atât el poate să încheie mai repede istoria. Cu cât rămâne lupta așa, da, cu atât el e nevoit să mai aștepte. Poate este foarte relevantă istoria poporului Israel care iese din Egipt, care teoretic trebuia în câteva săptămâni să ajungă în Canaan, din cauza necredinței lor. Ajung la hotarul Canaanului, trimit iscoade și 12 sunt trimise, 10 dintre acești lideri iscoade n-au credință și duc poporul înapoi în pustie 40 de ani. Și este nevoie ca Dumnezeu să trezească o nouă generație copiilor și din vechea generație rămânem doar Caleb și Iosua, cele două iscoade care și-au dorit de atunci să intre în Canaan și care au vorbit de bine de planul lui Dumnezeu. Dintre toate cele 12 iscoade nu își mai amintește nimeni numele celor 10.
dar cei doi sunt amintiți. Asta este și istoria păcatului. Dumnezeu ar vrea mai repede, dar noi suntem cei care amânăm din necredință, din văicăreli în fața greutăților, ne temem când Dumnezeu ne cere să facem pași pentru El și să stăm de partea adevărului, că asta făcea poporul Israel, se ducea în Canaan și lupta cu acele neamuri păgâne pe care Dumnezeu vrea să le extermine după ce le-a dat timp de har, că așa face Dumnezeu, El e și al harului, dar este și un Dumnezeu al bunătății, al dreptății. Și poporul n-a vrut, s-a temut de ei. Și atunci Dumnezeu a trezit altă generație. De asta Dumnezeu amână. El caută să lucreze tot cu oamenii, pentru că vrea să demonstreze, am spus, în fața Universului ce face harul său în viața oamenilor, dar dacă oamenii nu vor, îi mai lasă să guste din amărăciune și trezește poate pe copiii, pe nepoților. Asta se întâmplă. Eu mă simt responsabilizată și bucuroasă în același timp, pentru că până și eu pot pune umărul în acest demers, prin simplu fapt că îmi clădesc pas cu pas caracterul în relațiile și în societatea în care mă desfășor. Cred că Dumnezeu poate și eu îmi doresc să vină cât mai curând, pentru că e prea multă suferință și nu merită să tot amânăm aceste lucruri doar din egoism, din motivul acesta egoist, de fapt, de a sta într-un confort temporar și înșelător. Astea vor trece. Important este să se întâmple ceea ce trebuie. Să se curețe lucrurile, să se tranșeze lucrurile și pământul acesta să fie doar al celor neprihăniți, spălați, cum spune în Apocalipsa, care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și răul să nu mai fie. Asta este tot ce ne dorim, să nu mai stai cu teamă când copilul iese pe stradă că îl răpește, că îl omoară cineva sau că cine știe ce boală îmi găsește medicul la spital. Asta e lumea în care vrem să trăim. Spre asta se îndreaptă știința. Tot timpul caută și se laudă oameni de știință că uite, am îmbunătățit nivelul de speranță de viață, uite, ne dorim să aducem la cunoștință genomul uman sau alte îmbunătățiri. E paradoxal cum se opresc acolo în loc să accepte învățătura biblică ce spune, păi vreți așa, atunci e nevoie să vă schimbați inima și să acceptați făgăduința Scripturii. Nu este greu deloc când mergi cu Dumnezeu, calea este, poate fi dificilă pe alocuri, însă este bine, este frumos și este plină de speranță. Mă bucur tare mult. Sper ca împreună și toți cei care ne-au văzut să poată pune și ei umărul în așa fel încât istoria păcatului să se termine și să trăim în siguranță viața pe care ne-a oferit-o Dumnezeu. Îți mulțumesc, Alin. Și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și vă mulțumesc în avans că vă veți gândi și veți depune eforturi serioase în așa fel încât istoria răului să se încheie cât mai curând. O zi plină de lumină.